În sala de ședință a Consiliului Județean Călăraș a avut loc simpozionul Situațiile de urgență în actualitate, nu în glumă. Acțiunea de informare susținută de Consiliul Județean Călăraș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș a fost organizată la inițiativa consilierului județean din partea Pro-România Răzvan Meseșanu. În cadrul discuțiilor, colonelul Adrian Păduraru, comandantul ISU Călăraș, a prezentat tipurile de risc ce pot fi întâlnite în județul nostru. Bine ați venit la simpozionul organizat de Consiliul Județean în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș, la inițiativa consilierului județean Meseșanu Răzvan. Simpozion în care o să discute și o să vă fiți informați de, așa cum sună titlul, situațiile de urgență în o actualitate, nu în glumă. În ultima perioadă avem din ce în ce mai multe evenimente neplăcute în viețile noastre. Sunt fenomene naturale, sunt catastrofe. Eu cred că avem obligația de a informa și de a pregăti populația pentru ce este mai rău. Și pentru asta, ca să nu ajungem în situații din astea, eu sunt convins că trebuie să prevenim. Orice prevenție ne scutește de lucruri neplăcute în viețile noastre și a populației. Eu o să vorbesc mai puțin la început, o să dau cuvântul inițiatorului pentru a prezenta cine participă la acest simpozion și, bineînțeles, specialiștilor care o să vă spună lucruri interesante pentru dumneavoastră și pentru comunitățile din care proveniți. Dau cuvântul domnului Răzvan Meseșan. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Doamnelor, domnilor, sunt onorat să particip la această manifestare care a fost gândită undeva în primăvara acestui an și a fost pusă în operă, după cum puteți observa, astăzi, 15 septembrie, la două zile după ce pompierii și-au sărbătorit ziua. Cu această ocazie le spun la mulți ani și să aibă puterea și gândirea limpede să facă ceea ce știu să facă, să ne salveze și să ducă mai departe această onorantă misiune pe care o au dumnealor. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că eu consider, după aproape 20 de ani de activitate tangențial cu situațiile de urgență, lucrez în domeniul securității, sănătății, muncă și am tangențe cu situațiile de urgență, consider că există o gândire păguboasă, specific românească, prin care considerăm cu toții, de la mic la mare, că nouă nu ni se poate întâmpla nimic din ceea ce este rău. Ne minunăm când observăm la televizor, când citim în presă că s-a întâmplat un incendiu, că a avut loc o explozie, că sunt inundații, că s-a cutremurat pământul, că se întâmplă tot felul de grozăvii, chiar și atacuri de teroriste. Tot timpul ne minunăm că există în ograda celuilalt. Dar ce facem atunci când poate ne lovește și pe noi o asemenea tragedie, un asemenea dramatism? Întrebarea aceasta ar putea să-și aibă un răspuns corect, simplu, dar greu de pus în practică în propria noastră gestionare a unei asemenea situații de criză, unei asemenea situații de urgență. Dar putem noi să facem acest lucru? Putem noi să sărim în sprijinul celor care deja consider că sunt foarte copleșiți, adică pompieri, acești eroi vii ai zilelor noastre, care, iată, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, încep să fie copleșiți de grozăvile care se întâmplă. Și cred că ar trebui să-i sprijinim. Cred că ar trebui să învățăm și noi să reacționăm. Cred că ar trebui să știm și noi că și nouă ni se poate întâmpla. Această manifestare se dorește un semnal de alarmă. E practic încercarea de a vedea dacă putem să facem cu o floare primăvară. Este foarte greu. Este extrem de dificil.
Am gândit această acțiune, am obținut sprijinul președintelui Consiliului Județean, căruia îi mulțumesc, celor doi vicepreședinți și, bineînțeles, consilierilor județeni care, fără niciun fel de probleme, au votat această primă acțiune. După manifestarea de astăzi, împreună cu domnul comandant, căruia îi mulțumesc în mod deosebit că a achesat la această acțiune, ne-a pus la dispoziție o serie de materiale care au stat la baza realizării unui pliant pe care îl vom distribui și către dumneavoastră, către cei prezenți, dar și către școli, către licee, către zonele aglomerate. Îi mulțumesc foarte mult că s-a dedicat și că participă la această acțiune. Deci, într-un cuvânt, semnalul acesta de alarmă poate să plece de astăzi, de aici, din această sală. Eu mă opresc și voi încerca să urmăresc realizarea acestei misiuni și pentru anul următor și pentru anii următori, pentru că, repet, cred că trebuie să ne preocupăm noi de noi înșine și să-i sprijinim pe pompieri în misiunea lor generoasă și onorantă de a ne salva viețile, de a ne salva bunurile. Alături de noi, alături de comandantul Isu Călăraș și a colegului domniei sale, l-am invitat pe un vechi prieten și partener de truditor în aflarea și gestionarea riscurilor la locul de muncă, dar și acasă, aș spune eu, și pe stradă, conferențiarul universitar doctor inginer Gabriel Bujor Băbuț, căruia îi mulțumesc și care va avea un expozeu plin de tâlc și rămâne ca numai noi să înțelegem tâlcurile acestor mesaje. Mulțumesc tuturor, mulțumesc consilierilor și dumneavoastră pentru prezență. Am făcut invitațiile prin Consiliul Județean, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean, către UAT-uri, către primării, pentru că ei sunt primii gospodari în această idee de a gestiona situația de urgență. Nu știu câți au venit până acum, dar o să ne interesăm ulterior. Către directorii de licee, către câțiva agenți economici mari, bineînțeles către mass media, care de asemenea îi mulțumesc că este prezentă și va mediatiza această acțiune. Ne-am convenit la începutul întâlnirii să prezinte domnul comandant și cu domnul colonel Bucur pentru început materialul domnilor lor și cuvântul domnilor lor, iar apoi domnul profesor Băbuț materialul pe care îl are pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, în primul rând, și încă o dată mulțumesc și eu domnului consilier Răzvan Meseșanu pentru această inițiativă și fiind legată la alte s-au sărbătorit 173 de ani pentru pompierii militari în România și în special vorbim de Călăraș pentru pompierii călărășeni. Această inițiativă și acest eveniment a venit să întregească acțiune și activitățile pe care le desfășoară Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbuș-Tribei Călăraș. Cum a spus și domnul vicepreședinte. Din păcate, fenomenele extreme, fenomenele meteo, periculoase, accidentele majore sunt din ce în ce mai frecvente, din ce în ce mai complexe și, bineînțeles, totdeauna am avut și vom avea nevoie de sprijinul comunității. Pentru noi, pompierii, este esențial să ajungem cât mai repede la locul intervenției, că e vorba de incendiu, că e vorba de accident, că e vorba de inundație, astfel încât să putem să localizăm și să limităm efectele evenimentului în limitele cât mai mici. Asta este menirea noastră și asta este menirea și mai ales a comunităților. Și aici sunt primare comunităților, viceprimari sau reprezentanții cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență de la localități cu care conlucrăm
extraordinar de mult și imediat ca urmare a producerii unui eveniment, a unei situații de urgență. Și încă o dată vreau să le mulțumesc. Marea majoritate, chiar dacă uneori mai avem și un pic de discuții contradictorii, dar marea majoritate sunt alături de noi și sunt alături în primul rând de cetățenii pe care îi reprezintă. Fără dumnealor nu putem să fim eficienți și să avem un timp foarte scurt de răspuns. Tocmai de aceea, în viitorul, eu știu, cât mai apropiat, o să încercăm să mai deschidem la nivelul județului Călăraș și încă două substații, subunități de pompieri, astfel încât timpul de răspuns de la subunitatea de pompieri până la localitate sau la un loc al unui eveniment să fie cât mai scurt, să limităm cât mai repede efectele unui astfel de eveniment. Asta ca o introducere și dați-mi voie să trec la expunerea a două materiale. Cu siguranță marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteți, dar un pic să ne aducem aminte, astfel încât să ne fie cât mai ușor în activitățile legate de partea aceasta de management al situațiilor de urgență. Ca o primă temă a acestui eveniment, avem managementul tipurilor de risc la nivelul județului Călăraș. În temeiul prevederilor legale, vedeți aici Constituția României, Ordonanța de Urgență numărul 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Guvernul României a adoptat hotărârea 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc. În conformitate cu legislația națională, tipurile de risc sunt definite ca situații de forță majoră determinată de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări de teren sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, ceea ce avem la acest moment prin pandemia de COVID-19, prăbușirea unor construcții, instalații sau amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, suntem un județ riveran fluviului Dunărea, vederi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, chiar discutam la începutul evenimentului cu colegii din presă și nu se întâmplă des, dar și la județul Călăraș am avut un astfel de eveniment cu căderea unor obiecte din atmosferă. Am avut mult de muncă atunci. La nivelul localității Lecliu Gară, o mașină a fost avariată din cauza unor astfel de obiecte căzute din atmosferă. Tornade, iarăși, am avut în județul Călăraș și ați văzut frecvența și intensitatea fenomenului meteo periculoase care se întâmplă de ceva timp și la nivelul țării noastre, că nu vorbim numai de județul Călăraș, și am avut la Dragalina o tornadă destul de mare și periculoasă la acel moment. Să sperăm, deși, cum am spus, fenomenele sunt în ce în ce mai dese și mai frecvente și de complexitate în ce în ce mai mare. Eșecul serviciilor de utilități publice sau alte calamități naturale. Factorii de risc sunt definiți ca și fenomene, procese sau complexe de împrejurări congruente în același timp și spațiu care pot determina sau favoriza producerea tipurilor de risc amintite anterioare. Situația de urgență, despre care vorbim mereu, reprezintă un eveniment excepțional cu caracter non-militar, care amenință viața sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate. Ca și la începutul discursului, cum am spus, nu numai forțele și mijloacele specializate ale statului,
dar și comunitățile respective, unitățile administrative teritoriale și obiectivele că evenimentele de acest gen să se întâmplă ori în partea de unitate administrativă teritorială, ori la obiectivele mari de importanță ale țării, ale județului. Și trebuie să fie o conlucrare rapidă între aceste forțe și mijloace, astfel încât să limiteze cât mai mult efectele situației de urgență respective. Pe teritoriul județului Călăraș au fost identificate tipuri de risc ce se pot manifesta sau ce pot genera situații de urgență. Furtuni și viscol din ce mai dese. Inundații am avut în 2006 pentru cei mai tineri, că au mai fost și altă dată, inundații majore din cauza revărsării fluviului Dunărea. Căderi masive de zăpadă, tornade, am avut una. Temperaturi extreme, de ceva timp, fiecare anotimp de vară vine cu astfel de situații cu temperaturi extreme, din ce în ce mai mult și mai des depășim 40-41 de grade în județul Călăraș și ați văzut și anul acesta ce se întâmplă în sudul continentului, Grecia, Italia, Spania, ce pot provoca aceste temperaturi extreme și anul acesta statul român a trimis în sprijinul statului elen echipaje și mijloace de pompieri și din județul Călăraș au participat colegi de-ai mei la acele intervenții pentru stingerea incendiilor din statul elen. Secetă, Consiliul Județean cred că știe foarte bine ce înseamnă seceta pentru partea noastră de agricultură. Suntem un județ agricol în principal, dar acest lucru afectează foarte, foarte mult efectiv activitatea socială. Nu vorbim numai de partea de agricultură. Incendii de vegetație. Avem, cum am spus, ca urmare a incendiilor din sudul Europei, o astfel de campanie de informare și de prevenție vis-a-vis de aceste incendii de vegetație. Zilnic, în perioada iulie-septembrie, la nivelul județului, bineînțeles că nu prea plouă în perioada asta, avem de la minim 6 incendii de vegetație pe zi în diferitele locații, localități ale județului, afectând atât vegetația uscată sau miriștea în urma revoltării culturilor agricole. Dar, din păcate, mai sunt cazuri când aceste incendii de miriște, de vegetație, intră și în culturi, în pădurile existente la nivelul județului, dar bineînțeles și ajung la casele, la gospodăriile cetățenilor și sunt foarte, foarte periculoase în sensul acesta. Alte tipuri de risc, cu tremurile de pământ, Doamne ajută, n-am mai avut din 7-7 un cutremur așa puternic, că au mai fost destul de multe și frecvente cu tremure, dar de intensitate mult mai mică. Alunecări de teren la noi sunt de intensitate mică, dar s-au mai întâmplat. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajeri au mai fost identificate. Accidente, avarii, explozii, incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de explozii miniere, la noi e titulatura întreagă, dar accidente și avarii, incendii în industrie, tot am avut la obiectivele economice din județ. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare de produse periculoase. Mai jos, la fel și doar în activitățile de transport aceste accidente și avarii.
județul Călăraș e tranzitat de autostrada A2 și pe A2 și pe drumul național ce face legătura între București și Oltenița și pe drumul național 3 Călăraș și București există un flux mare de mijloace de transport și drept urmare apar și evenimente de acest gen. Eșecul utilităților publice se întâmplă mai ales în ceea ce privește municipiile din județul Călăraș, vorbind de municipiul Călăraș și municipiul Oltenița. Poluări de ape, am avut și astfel de evenimente de tipuri de risc, din fericire de nivel foarte, foarte scăzut, mai ales pe cursul fluviului Dunărea, precum și pe râul Argeș. Am avut un asemenea eveniment. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, muniție neexplodată sau dezactivată, sunt în jur de, nu știu, 5-6 pe lună astfel de acțiuni ale colegilor mei din structurile specializate. Epidemiile avem din 2020 sau de la începutul anului 2020 în continuare. Această epidemie de COVID-19. Epizootii ne confruntăm, încă suntem într-un risc privind pesta porcină africană, vine din nou gripa aviară și la nivelul țării, deocamdată la nivelul județului Călăraș nu avem, dar la nivelul țării au fost înregistrate cazuri. Riscul radiologic fiind județul în apropierea centralei nucleare de la Cernavodă, există un risc totdeauna și o dată de două ori pe an ne confruntăm și cu intervenția colegilor din echipele specializate. Mai se întâlnesc, se găsesc obiecte radiante, radiologice și în deșeurile de fier care sunt transportate la aceste depozite pe care le avem noi la nivelul județului Călăraș. Și, bineînțeles, se pot întâlni și situații determinate de atacul organismelor vii la nivelul dăunătoarelor, la nivelul culturilor agricole. Cum am spus, suntem un județ clar agricol. Managementul tipurilor de risc implică identificarea acestor tipuri de risc și a riscurilor asociate, stabilirea autorităților responsabile pe aceste tipuri de risc, stabilirea domeniului de acțiune ale autorităților, pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la eveniment și refacerea, reabilitarea situației, precum și repartizarea funcțiilor de sprijin. În vederea asigurării acestui management al tipurilor de risc și al situațiilor de urgență generate de acestea, au fost stabilite și definite autoritățile responsabile astfel. Avem o autoritate responsabilă cu rol principal. Este entitatea cu competențe și capabilități care coordonează acțiunile desfășurate pentru asigurarea acestui management al tipurilor de risc și, bineînțeles, autoritățile cu rol secundar care dețin competențe și capabilități adecvate pentru sprijinul autorităților responsabile cu rol principal. La nivelul județului Călăraș, în vederea coordonării și gestionării și asigurării intervenției operative, sunt constituite ca parte a sistemului local de management al situațiilor de urgență următoarele entități. Avem Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Acesta este un organism interinstituțional de conducere, coordonare și sprijin în managementul situațiilor de urgență produse pe raza județului Călăraș, având ca și președinte al comitetului prefectul județului Călăraș, iar în compunerea acestora, făcând parte ca și vicepreședinte, președintele Consiliului Județean,
precum și șefii de servicii deconcentrate, descentralizate ale instituțiilor din județul Călăraș. Pentru asigurarea analizei, evaluării situației și coordonarea acțiunilor de intervenție strictă la nivelul evenimentului, pe lângă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, acționează și Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției. În funcție de tipul de risc care se manifestă la acel moment, în cadrul Centrului Județean de Conducere și Coordonare, fac parte o parte din membrii ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care asigură, cum am spus, analiza, evaluarea situației, coordonarea acțiunilor de intervenție și suportul decizional pentru șefii instituțiilor care fac parte din comitet. Bineînțeles, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care asigură, conform competențelor legale, cooperarea și reprezentarea la nivel județean în domeniile protecției civile și apărării împotriva incendiilor și, bineînțeles, a gestionării tuturor situațiilor de urgență. Iar la nivel local, comitetele locale pentru situații de urgență, la nivelul județului Călăraș, sunt 55 de UAT-uri, acestea fiind, la fel, organisme de conducere, coordonare și sprijin în managementul situațiilor de urgență produse pe raza respectivei autorități teritoriale. În cazul producerii unor astfel de situații de urgență, coordonarea acțiunii și forțelor implicate în intervenție se realizează de către un comandant al acțiunii. La nivelul fiecărui județ, respectiv al județului Călăraș, comandantul acțiunii este șeful inspectoratului pentru situații de urgență. Acesta putând fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de unul sau mai mulți comandanți ai intervenției aflați strict la locul producerii evenimentului sau evenimentelor respective, că pot fi și am avut cazuri în care au fost 3 sau 4 evenimente pe la fel tipuri de risc diferite. Comandantul acțiunii și comandantul intervenției în exercitarea atribuțiilor specifice pot emite ordine cu caracter operativ care sunt obligatorii pentru forțele și mijloacele implicate în acțiune de răspuns, indiferent de proveniența acestora. Deci este un management unitar al situațiilor de urgență. Bineînțeles, în funcție de evoluția situației respective, comandantul acțiunii este abilitat să dispună suplimentarea forțelor și mijloacele de către oricare autoritate responsabilă. Vreau să vă spun că la intervențiile pe care le-am avut la nivelul județului Călăraș, cel puțin, dar și fiind și colegii de la jandarmii, aici cu noi și colegii de la poliție, cel puțin instituțiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt abilitate să solicite sprijin tuturor celorlalte instituții ale Ministerului, mai în principal din limitrofe județului în care își desfășoară activitatea și noi am avut de atâtea ori evenimente și ne-au venit în sprijin atât colegi de la inspectoratele pentru situații de urgență, să zicem, Giurgiu, București, Ialomița, Constanța, precum și pe partea de jandarmerie sau de poliție. La nivel național sunt astfel de planuri, de protocoale și automat la orice eveniment de amploare celelalte instituții vin în sprijinul județului respectiv. Cum și noi, ca și un eveniment major, poate la noi a fost, cel puțin acum, în ultima perioadă, incendiu major la groapa de gunoi de la Olmeni, dar și mai mediatizat la nivel național a fost intervenția de la Petromidia, de la Constanța, care e mai apropiată, unde inclusiv
Inspectoratul pentru situații de urgență Călăraș a trimis mijloace și forțe pentru sprijin acolo la intervenție. Autoritățile responsabile implicate în asigurarea acțiunilor de răspuns pentru un anumit tip de risc asigură transmiterea operativă a datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice și a efectelor situațiilor de urgență către Centrul Național de Conducere Integrată și Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Orice eveniment, orice activitate urcă piramidal până la nivelul, bineînțeles, al Guvernului României pentru luarea unor decizii de sprijin, mai ales în situațiile respective de sprijin financiar. La nivel local, transmiterea operativă a datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolului, a riscurilor specifice și a efectelor situațiilor de urgență se asigură de către structurile teritoriale subordonate, aflate sub autoritatea sau în coordonarea autorității responsabile implicate în acțiunile de răspuns pentru tipul de răspuns produs către centrele județene zonale de conducere și coordonare a intervenției. Și la orice eveniment sau domnii primari știu, mai ales pe aceste coduri portocalii roșii de pericol pentru fenomene meteo periculoase, dumnealor au cunoștință și știu că imediat la producerea unor astfel de evenimente în cadrul Unității Naționale de Stabilire Teritoriale trebuie să întocmească niște documente pe care dumnealor le vor transmite către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență prin, cum am spus, centrele județene pentru coordonare și conducerea intervenției, astfel încât să poată lua la nivel central, vorbind de județ, să poată lua decizii în favoarea Unității Administrative Teritoriale și, bineînțeles, a cetățenilor care au în gospodăriile lor au pagube însemnate. Cam asta a fost în mare prima temă, cea managementului tipurilor de risc la nivelul județului Călăraș. Sunt foarte multe de spus, chiar și domnul profesor aici știe foarte bine cât de multe sunt de vorbit și de intrat în detalii. Consider că și pe parcursul altor convocări care le-am mai avut, am mai pus în discuție și am intrat și mai în amănunt. Și acum suntem un pic la o aducere aminte sau o reîmprospătare a cadrului general. O să rog și pe colegul meu, domnul colonel Bucur Valentin, este șeful Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Dumnealui lucrează zi de zi cu în activitate cu partea aceasta de categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării și vă poate prezenta pe lângă material și mai în detaliu dacă aveți oarește întrebări legate de acest lucru. Acesta este actul normativ de bază în ceea ce privește categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării, autorizării privind securitatea la incendiu. Deci e vorba de hotărârea de guvern 571 din 2016. Și o să mă opresc asupra categoriilor de construcții, acestor categorii de construcții și în mod deosebit asupra celor care prezintă un interes deosebit sau mai aparte. Odată sălile aglomerate, sălile cu aglomerări de persoane sunt supuse avizării autorizării, cum a fost cea și de la clubul colectiv. Ele intră în categoria acestor construcții. Clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de 4 niveluri supraterane. Deci, pentru orice locuință, noi parter plus 1-2 etaje, noi nu emitem avize autorizație de securitate la incendiu, la care se realizează și amenajează mansarde. Această modificare a venit ca urmare a incendiilor
produse la mansardele din blocurile de locuit din municipiul București. S-a intervenit imediat asupra hotărârii de guvern și s-a produs această modificare. Clădiri pentru sedii ale autorităților publice locale și centrale, observați dumneavoastră, cu area mai mare de 600, area desfășurată, mai mare de 600 de metri pătrați. Această valoare de 600 de metri pătrați o veți regăsi la aproape toate categoriile de construcții și amenajări. Clădiri pentru lăcașuri de curs și spații de cazare aferente accesibile publicului, aici area desfășurată iar mai mare de 200 de metri pătrați. Ea a fost mai mică în hotărârile anterioare, a apărut indiferent de area construită, acum a fost odată la 150, iar acum este la peste 200 de metri pătrați. Clădiri agrozootehnice sau agroindustriale închise, cu area construită mai mare sau egală de 600 de metri pătrați. Se face precizarea închisă, de exemplu pentru un șocron, care este deschis pe cel puțin două laturi, conform definiției din normativ, nu se impune, chiar dacă are 1000 de metri pătrați, nu se impune obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu. Clădiri de depozitare a butoilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția gazului petrolier lichefiat de capacitate medie sau mare. Și-a menționat aici un ordin al Ministerului Economiei și Comerțului, numărul 1610/2007, care detaliază ce înseamnă aceste depozite, ce presupune, ce cantități de ce număr de butelii, ce volum trebuie să aibă buteliile, pentru ca ele să se încadreze în, ca depozite mici, mari sau medii. Clădiri sau spații amenajate în clădiri având destinația de comerț, tot așa peste, cu area desfășurată peste 600 de metri pătrați, clădiri sau spații amenajate în clădiri având destinația de alimentație publică, cu area desfășurată mai mare sau egală aici cu 200 de metri pătrați, alimentație publică, știți foarte bine, restaurante, baruri și așa mai departe, clădiri sau spații amenajate în clădiri cu destinația de birouri, tot peste 600 de metri pătrați, are desfășurată clădiri sau spații amenajate având destinația de îngrijire a sănătății cu spitalizare continuă, indiferent de suprafață, sau dispensare policlinici cu area desfășurată mai mare sau egală cu 600 de metri pătrați. Și o să mă opresc aici un pic, pentru că e de actualitate, a început anul școlar. Clădiri sau spații amenajate în clădiri având destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazarea, adăpostirea copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dezabilități sau lipsite de adăpost, cu area desfășurată mai mare sau egală cu 150 de metri pătrați. Prima hotărâre de guvern care reglementează categoria de construcții și amenajări care se supun avizării autorizării a apărut în anul 1992. De aceea, dumneavoastră, în statisticile prezentate de diferite autorități, o să întâlniți un număr de IEN construcții de învățământ care nu au autorizație, dar nici nu au nevoie de obținerea acestei autorizații, un număr N de unități de învățământ din județul Călăraș care dețin autorizație de securitate la incendiu și un număr N de unități de învățământ care nu au această autorizație de securitate la incendiu. De ce nu au? Pentru că ori ele, acele construcții, sunt noi și au trebuit să obțină avizul sau autorizația de securitate la incendiu, ori asupra lor s-au intervenit, au fost făcute modificări, extinderi, în sensul legii 50 din 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și atunci se impunea și obținerea avizului respectiv autorizației de securitate la incendiu. Gări aerogări tot cu 600 de metri pătrați, cultură peste 600 de metri pătrați, parcaje peste 10 autoturisme, centre de agrement peste 600, respectiv 200 de metri pătrați, dacă sunt amenajate în clădiri de locuit colective, ca cele de la parterul blocurilor, primire turistică, vedeți dumneavoastră, cu 8 camere și sau 16 locuri,
clădiri sau spații amenajate în clădiri având destinația de producție sau depozitare, se menționează tot 600 de metri pătrați sau 200 de metri pătrați dacă sunt în clădiri de locuit colective, spre exemplu cum am avut fabrici de confecții la parterul blocurilor. Și alte categorii de construcții sunt menționate în lege, instalații. Da, nu, încă nu e, nu apare aici la aviz autorizat. La aviz autorizat, deci acestea sunt categoriile de construcții pentru care se emit și avize și autorizații de securitate la incendiu. Acum am să prezint numai categoriile de construcții pentru care se emit doar autorizații de securitate la incendiu. Această anexă numărul 2 la hotărârea de guvern a survenit tot ca o adaptare a timpurilor actuale și a experienței din practică avută de inspectoratele pentru situații de urgență. Deci ce se supun numai autorizării, nu și avizării privind securitatea la incendiu. Și sunt menționate în anexa numărul 2 la hotărârea de guvern. Construcții ori sisteme de instalații pentru sisteme de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maxim 30 de metri cub. De ce maxim 30 de metri cub? Pentru că normativul tehnic specific așa prevede pentru aceste tipuri de pentru acest volum maxim a fost întocmit și noi îl avem ca bază în vederea emiterii avizelor și în vederea emiterii, mă scuzați, autorizațiilor de securitate la incendiu. E vorba despre acele schiduri sau instalații de alimentare cu GPL. Schidul GPL, probabil dacă aveți mașini pe baza de GPL, știți despre ce este vorba. Aici aș deschide o paranteză. Aceste schiduri sunt destinate exclusiv alimentării autovehiculilor și nu buteliilor. Buteliilor de aragaz. Și am avut chiar și anul acesta, dacă nu mă înșel, în jur de 3 incendii provocate de buteliile de la aragaz, care probabil au fost încărcate la aceste stații, pentru că o butelie încărcată la această stație nu parcurge toți pașii caracteristici normativului specific. Butelia trebuie întâi verificată, trebuie curățată și așa mai departe. Are niște etape peste care trece în momentul în care este reîncărcată la un centru specializat și nu la un schid GPL. Noi am avut și anul trecut și anul acesta campanii de verificare a schidurilor în vederea prin controle tematice inopinate, în vederea verificării acestor aspecte. Construcții ori sisteme sau instalații pentru stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule cu capacitatea de depozitare, stocare maxim 30 de metri cub. Am avut în județul Călăraș, în momentul de față cred că mai este una pe la Sărulești. Dar au fost răspândite în județ, sunt foarte puține acum. Construcții ori sisteme sau instalații pentru alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare recipiente fixe cu capacitatea de maxim 5.000 de litri sau grupuri de rezolvare de 30.000 de litri volum. Sunt acele schiduri GPL utilizate atât de operatorii economici cât și de gospodării în vederea alimentării diferitor consumatori, cum ar fi centrale termice și așa mai departe. Chiar dacă este schidul în gospodărie, el se supune autorizării privind securitatea la incendiu. Construcții ori sisteme sau instalații pentru puncte de desfacere a butelilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare, depozitare de maxim 250 kg GPL și maximum 1250 kg GPL. Se referă la acele rastele de butelii. Că sunt la operatori economici sau în gospodările populațiilor, ele se supun autorizării privind securitatea la incendiu. Construcții ori sisteme sau instalații pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la localități. Aici, această prevedere se regăsea odată și la obținerea avizului de securitate la incendiu. Ea a fost eliminată, adică obligativitatea obținerii avizului a dispărut.
fiind menționată numai la obligativitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Ce urmărim aici? Urmărim montarea la o rețea nouă de apă sau la extinderea ei, montarea unei hidranților stradali, un lucru foarte important și vital pentru stingerea incendiilor, amenajarea gospodăriei de apă și prevederea unei rezerve intangibile de apă pentru stingerea incendiilor, pentru a ne putea utiliza și a ne înlesni munca în lupta cu stingerea incendiilor. Construcții sau amenajări temporare în aer liber pentru spectacole sau întâlniri cu capacitatea mai mare sau egală de 200 de locuri pe scaune, ori având destinație comercială cu area desfășurată mai mare de 2500 de metri pătrați. Nu mi-amintesc în trecutul apropiat să fie avut o astfel de amenajare în județ. Mulțumim, mulțumesc, vă mulțumim și pentru orice alte întrebări sau discuții aplicate specifice cu orice latură a situațiilor de urgență, oricând domnii primari, managerii sau cei care au atribuții în situații de urgență de la obiectivele economice, vă stăm la dispoziție, cunoașteți numerele noastre de telefon, sunt numerele de telefon ale instituției pe site, oricând apelați, vă rugăm. Și astăzi am stat de vorbă cu cineva, tot la fel, pentru autorizarea unei clădiri, unei instituții și e mult mai bine să stăm de vorbă înainte decât la momentul respectiv când să face recepția sau să întocmezi documentele, să vină lucrătorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și să spună, domnule, știți, nu respectați normativele, drept urmare nu putem să dăm această autorizație sau autorizația, că avizul ăsta de pe documente, autorizația de funcționare, de securitate la incendiu și să trebuiască să faceți dumneavoastră alte și alte documente sau alte lucrări. E mai bine să discutăm dinainte, să ne punem de acord, suntem deschiși fără nicio problemă, la orice oră în zi și de noapte. Acum nu cred că e o urgență majoră să vorbim la două noaptea, dar nu e nicio problemă să fie după amiază, chiar dacă se termină programul la ora 16, să ne sune cineva la ora 20. Oricum noi răspundem. Sunt la 10 km de Călăraș. Da, nu știu. Nu știu, de multe ori vin pe aici și mă întreb. Văd alături de noi o construcție care e un simbol a acestui județ. Oare ce cataclism s-a întâmplat de arată în felul ăsta? Pentru că știu că la mine nu... Un cutremur, ce s-a întâmplat? Că tot nu înțeleg. E vorba de prefectură, de palatul ăsta prefecturii. Că văd că nu știu care e treaba. Nu se poate lua măsură sau eu știu care e treaba. Văzut despre ce e vorba, că... Ăla eu cred că s-a făcut. Da. Nu știu, a fost un seism și eu nu l-am... De s-a întâmplat treaba aia sau poate, eu știu, mai e și omul, contribuția omului e mai dură decât toate fenomenele naturale. Eu sunt născut în 78, așa nu știu ce s-a întâmplat în 77, dar da. Cred că în punctul ăsta... Nu, mă întreb și eu, pentru că tot vin mereu aici și când văd construcția asta care... Odată mi-aduc aminte, era pe toate vederile din județul ăsta și văd acum, nu, a fost un bombardament pe aici, eu n-am știut. A fost un, nu ne-ați anunțat și pe noi, un seism, un cutremur. Măi, nu se găsește nici o soluție, n-am înțeles. M-a întrebat și am venit și eu cu cineva de la Timișoara pe aici și e vorba de deportație din Bărăgan cu un comitet. Și ăștia m-au întrebat, cine este aici, prefectură? Băi să fie. Era și rușine să vorbesc, dar ce să fac?
am spus, băi, nu știu, la voi a fost un tremur mai puternic, aici a fost local, exact sub această. Da. Provocat de anumite interese, de anumite prostii omenești, n-am înțeles de ce, da? Mai mult poate implicații de ordin birocratic, așa că, nu știu, aici n-aș vrea să pasez. Am întrebat și eu așa, că nu care cumva să, da. Să sperăm că într-un viitor cât mai apropiat să rezolvă și partea asta construcției, și nu a prefecturii. După cât ați văzut și dumneavoastră, s-au mai luat unele măsuri cu și după clădiri. Cum am văzut eu, cum ați afișat aici și chiar dumneavoastră v-ați exprimat că ne așteptăm, deci cu coronavirusul, pandemia asta nu e trecătoare, încă mai este, dar după cât ne-ați sesizat așa, se pare că în actuala guvernare o să avem numai pandemii. Dacă trecem de una, intrăm într-alta, după câte am înțeles eu pe dumneavoastră, nu știu dumneavoastră dacă l-ați înțeles până la sau pe partea aceasta politică... Nu, am zis și eu că... Da. Așa v-ați exprimat că o să vină și, și eu știu, PESA și nu știu ce, toate a venit. Dar de fiecare dată, câte, nu mă miră. Evenimentele nu ne cum sunt ăștia la conducere? Cum vine câte o pandemie și ieșim din criză? Dracu, nu mai știu. Da, orice caz, asta e probleme. Domnul primar. Da, un bătrân. Da, domnul. Vă da, eu, domnul comandant, un spirit de să ne salveze. Da. Să ne salveze. Da. Vreau să vă spun că Consiliul Județean a solicitat și are în administrare clădirea prefecturii. Și noi ne-am ocupat. Am făcut un proiect pentru modernizare și pentru reabilitarea clădirii. Am ținut licitația. A venit constructorul să-i predăm amplasamentul și o spun public, domnul prefect al județului Călăraș a refuzat intrarea în curte a constructorului. Noi am făcut niște adrese către prefectură, urmând să acționăm legal. Legal pentru că am împiedicat efectiv intrarea. Dar cum e construcția? Că tot n-am înțeles. După cum v-am spus, clădirea este în administrarea Consiliului Județean, luată de la Ministerul... Și inventarul Consiliului Județean. Deci ea este în inventarul Ministerului Afacerilor Interne. Dar este dată spre în administrarea Consiliului Județean. Și ne-am împiedicat să desfășurăm această activitate. Păi se pare că mingea la dumneavoastră. Da. Da. Se pare că mingea la dumneavoastră. Nu. Noi am făcut toate diligențele. Am proiectat, am ținut licitația, urmând să dăm ordinul de începere constructorului, dar ne-am împiedicat să intrăm în curte chiar cu jandarmii, da? Doamnelor și domnilor, înainte să-i dau cuvântul colegului nostru de la Petroșan, vreau să vă informez că toate unitățile, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale prezente, deci toți primarii sau cei care au venit din partea primărilor, vor putea să ridice câte, în afară de municipii și de orașe, vor putea să ridice de la compartimentul administrativ câte 100 de pliante în momentul când vom finaliza întâlnirea, cele două municipii câte 500 de pliante, iar reprezentanții orașelor câte 200 de pliante. S-au făcut, repet, prin grija și atenția domnului comandant Păduraru, căruia iarăși îi mulțumesc, și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean, s-au realizat 10.000 de pliante. Diferența până la 10.000, împreună cu echipele de la ISU, până la sfârșitul anului, voi merge în licee, în școli, în aglomerările din municipiu și în piețe, câteva piețe, târguri. Vom merge să discutăm cu oamenii și să le împărțim aceste pliante. Domnule profesor Băbuț, vă rog frumos să prezentați materialul. Înainte de a trece la prezentarea efectivă, aș dori să spun câteva cuvinte. Eu le-am... Ceea ce urmează să vă spun acum, în rezumat, eu am spus și la presa locală azi dimineață, și întrucât nu este absolut niciun secret, și mi-asum totdeauna opiniile pe care le am, indiferent dacă convin sau nu, vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră aceleași gânduri pe care le-am împărtășit azi dimineață cu mass media. Deci, prima dată vreau să mulțumesc și credeți-mă că nu e un gest de complezență. Probabil se vede după accent,
că sunt ardelean, sunt moț și mă mândresc cu asta și sunt născut în Abrud la 30 și ceva de kilometri de Avram Iancu. Adică vorba aia, sunt revoluționar prin genetic. Da? Deci nu este un gest de complezență să mulțumesc conducerii Consiliului Județean, prietenului și colegului meu, domnul Meseșanu, și autorităților locale pentru onoarea pe care mi-a făcut-o de a mă invita și pentru oportunitatea de a mă afla astăzi în fața dumneavoastră. Eu vin la Călăraș de peste 15 ani. Domeniul meu principal de competență este securitate și sănătate în muncă. Am participat la numeroase acțiuni organizate și la nivel instituțional prin Inspectoratul Teritorial de Muncă, organizate și de mediul privat, respectiv asociații profesionale și operatori privați în domeniul securității, sănătății, muncă, adică acele servicii externe de prevenire și protecție. Trebuie să rămân cu o chestiune care inițial m-a surprins, dar după ulterior a devenit o constantă, în sensul că, indiferent de coloratura politică a decidenților, la un moment dat, și vă spun, vin de 15 ani, s-au schimbat decidenții politici, am avut sprijinul autorităților locale, că a fost prefect, că a fost primar, că a fost președinte de Consiliul Județean, am primit acest sprijin. Ultima acțiune la care am participat exact în această sală a fost organizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă și Consiliul Județean, la momentul respectiv, ne-a oferit tot sprijinul și tot concursul. Deci, vedeți, este un exemplu care ar trebui să fie urmat mai mult și de politicienii, în momentul în care discutăm despre securitate, sănătate, muncă, discutăm despre partea aceasta de situații de urgență, putem să lăsăm la o parte patimile politice și să facem ceea ce trebuie. Și cel puțin la nivelul județului Călăraș, poate există, dar eu n-am simțit-o, în momentul în care am avut acțiuni pe securitate, sănătate, muncă sau astăzi o acțiune pe situații de urgență, colaborarea cel puțin pe față, dar v-am spus, eu n-am simțit altceva, a fost totală. Încă o chestiune vreau să vă spun și asta se adresează tot județului Călăraș. Acum eu nu fac ca Neanicu, știți, Neanicu când făcea o vizită pe vremuri, să zicem, ajungea la Călăraș. E declarat pe cei din Călăraș cei mai frumoși și mai deștepți din țară, da? După care mergea dincolo la Giurgiu și făcea la fel. Deci, credeți-mă, chiar nu procedez de această manieră. Dar, pornim de la niște premise și niște lucruri care sunt, cum se spune, fapte. Adică eu nu spun că nu e o laudă, e un fapt. Dacă e să fim cinstiți, județul Călăraș nu intră în prima jumătate ca forță economică în țară. Da. Prin acțiunile la care eu am participat și, credeți-mă, în ceea ce privește securitatea și sănătatea muncă, chiar am o imagine de ansamblu a ce se întâmplă în întreaga țară. Deci acțiunile care au fost realizate aici, unde sunt resurse mai puține, dar sunt oameni minunați. Deci, nu de multe ori noi spunem nu se poate face că nu sunt resurse. E o minciună, da? Dacă oamenii doresc și oamenii pun suflet, se pot face și cu resurse puține. Și credeți-mă, în zone mult mai puternice economic, și le-am spus acolo, le-am prezentat invers. Dacă s-a putut la Călăraș, unde resursele nu sunt cele care le aveți voi aici, se poate face și aici. Dar, vă spun, aici oameni cu suflet au făcut mai mult cu resurse limitate decât ceea ce s-a făcut în altă parte cu resurse mult mai vaste.